Continuarea lucrărilor de restaurare a celui mai important obiectiv turistic din reședința de județ i-a scos pe proiectanți, consultanți, constructori și edili pe teren pentru evaluarea stadiului lucrărilor. Comparând proiectele aprobate cu realitatea din teren, specialiștii au ajuns la o concluzie halucinantă. În scriptele oficiale apare un pod ce face legătura între incintele 3 și 2, pod plătit, conform facturilor și a devizelor de lucrări, din bugetul local, în proporție de 70%, ceea ce reprezintă mai bine de 2 miliarde de lei vechi. Între incinta 2 și 3, în proiectul care există acum, la care se lucrează, trebuie să fie un pod. Eu, mergând pe cetate, am întrebat constructorii, domne, aici cum se face legătura? Că se vede. Păi zice, pe un pod. Păi și unde e podul? Păi nu este. Și atunci am întrebat pe cei de la proiect, de la noi, de la serviciul de proiectare și pe Mihai să analizeze această situație, să vedem, poate l-a dus cineva podul acasă. Ei, am descoperit acest contract. Un contract care nu are acoperire. Nici în avans, Nicol, nici în situație de lucrări. Păi, mai mult... Primăria a plătit un pod. Sigur, corect. Primăria, deci, asta, eu vă spun mult mai clar. Primăria a plătit un pod care nu există. Nu sunt nici banii și nu este nici podul. Contractul a fost încheiat în data de 1 ianuarie 2005 între Consiliul Local de Deva și o firmă de construcții, desemnată fără licitație, doar prin selecție de oferte. Totuși, contractul a fost semnat de primarul de atunci, Mircea Muntean, în numele Consiliului Local, dar după cum afirmă juristul primăriei, fără să fie mandatat în acest sens. Pe contract mai figurează și alte semnături ale unor șefi de departamente, unii adăugați cu pixul, alții ocupând simultan două funcții. Podul trebuia să fie gata în 12 luni, dar faptic el nu există nici în zi de astăzi. Cu toate acestea, primăria a fost extrem de îngăduitoare cu firma de construcții care nu a respectat contractul și pe lângă cele 2 miliarde de lei vechi achitați, îi lasă constructorului în custodie și 43 de metri cubi de grinzi de stejar deja plătiți. Firma care a realizat podul invizibil nu mai există de mult. Până acum, valoarea constatată este de 87.000 de lei, ce reprezintă un avans nejustificat. În același timp am mai descoperit un proces verbal de custodie a unei cantități de 43 de metri cub de lemn de stejar, grinzi de 25x30, 25x20, care o valoare unitară este în jur de 1000 de lei pe metru cub. Această lucrare este recepționată în 70%, vă spun aproximativ 70% din total de 290.000 de lei. Din păcate, sunt acele lucrări, vezi, doamne, de frișeri, organizări de șantier care niciodată nu le poți constata dacă au fost făcute sau nu au fost făcute. Toți factorii care au contribuit la achitarea acestor sume de bani, începând de la garanție, de la avans și terminând cu toate situațiile de lucrări. Atâta timp cât, așa cum rezultă din material, lucrarea nu există, ci figurează doar scriptic în lucrări, vă rog să mă credeți că ne aflăm clar sub incidența codului penal, iar la anii mei eu nu risc să fiu acuzat de omisiune a denunțării unei astfel de fapte. În această săptămână, primăria Deva va depune o plângere penală la parchetul de pe lângă judecătoria Deva, astfel încât procurorii să înceapă ancheta pentru stabilirea vinovaților. În concluzie, la câteva săptămâni după sentința finală prin care Mircea Muntean a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în formă calificată, un nou dosar penal se întrezărește la orizont pentru fostul primar al Devei.